Ideea e că dacă ești pro parc și pro verde, cum zici tu într-adevăr, suntem de acord. Dar ideea e să nu divaghezi. Dar uitați-vă că parcul e distrus cu primarul vostru în egoiță. Păi cum divaghezi? El de atâția ani, el de atâția ani e primar și n-a oprit distrugerea parcului prin găuri și după aceea prin incendiu. Da, dar nu l-am votat. Dar nu l-am votat. Nu contează, este și primarul tău. E un impostor și un demagog. N-a putut să oprească distrugerea parcului și acum dă vina pe alții. Nu este demagog, exact. N-a putut să oprească oprirea. Uitați-vă în dicționar, doamnă. Dicționarul explicativ român. Vă explică ce e demagog. Când e cu vorbe mari. A venit cu televiziunea după el pentru că o plătește din banii pe care îi primește de la guvern. Sigur că da, nu vezi întrebări comode de televiziune. Nu vezi întrebări comode de televiziunea. Da, pe tine și te plătește. Micușor? Sigur că da, mi-a luat bicicletă. Sigur că da. Bicicletă mi-a luat. Din Moldova, măi. Moldovenii vin din Moldova, de unde altfel? Aici era un este pol. Este în Moldova, da? De cât timp lucrați acest sector? E treaba mea, ce o să mă întrebi? Este foarte trist. Nu pune mâna pe mine, că te dau pe mâna poliției acuși. Asta e posibil. Ce să mă dai, că suntem picălori? Că n-ai voie să pui mâna pe om. N-ai voie să pui mâna pe mine. Adică de la primăria generală. Bine, și o să te dau pe mâna poliției. Faci ce vrei tu, dar nu fac nimic de împărți cu tine. Pun mâna pentru că ești aici coleg, nu? Da. Nu ești cu noi aici, în sectorul 3? Da, dar nu pune mâna pe mine. Ce înseamnă asta? Demonstrați, toată lumea vorbește ce vrea și ce nu vrea. De ce aici? De ce aici? Zic bine, domnule, să iau unde trebuie. Domnule, nu difacă de la subiectul ăsta. De ce ne-a sunat și a spus așa? Să vină tot sectorul. Nu mai iubește toată lumea, nu mai inventați. Toată lumea nu-l iubește. Ia uitați-vă, lume care îl critică aici. Da, dar mă bagă și pe mie aici, că l-aș iubi. Pe impostorul ăsta. De exprimare, se numește libertate de exprimare. Păi eu am dovadă că eu nu-l iubesc și mă bagă și pe mine la grămadă. E problema ta dacă tu nu-l iubești. Nu-i problema mea, e dreptul meu. E dreptul meu. Din sectorul 3, trebuie să-ți cumpăr. E primar și nu face nimic. Nu mă împinge, omule, nu mă împinge, că vreau poliția acuși. Ca să vorbesc cu primarul. Da. Uită-te pe jos că sunt crengi, serios, nu te împinge nimeni. Te plătesc de pomană ăștia, că nu zici nimic la... Te frică să vorbesc cu primarul. Da, am vorbit eu cu primarul, dumneata mă ghiontești. Da. Haide! Să nu pune mâna pe mine. Despre tu, dacă vorbiți... Da, dar vorbește numai el. Păi da, și pe urmă vorbești și tu. Păi când? Când el se întoarce și pleacă, nu? Nu, fie cum să nu? O să aștept eu să-mi vină rândul. Mulți, vrei și dumneata, o să-ți dau adresa. O să-ți dau. Du-te, mă, de aici, în locul tău aici. Da. Vrei bani de la Chișinău? Sigur că da. În ruble rusești. În rupii indieni. E 100 de euro dacă e pasta pe care vezi. Da. Băi, nu umblați, băi! Bine. Uite poliția aici, anunță-i acum. Acum anunță poliția. Spuneți-le, vă rog, să nu se țină de mine.
Spuneți-le, vă rog, să nu mă hărțuiască. Nu crește nimeni. Păi uitați-vă în blădim urma mea. Asta agitați oamenii. Da, normal că agiți oamenii. E libertate de exprimare. Vreți numai primarul să-l agite, da? Eu doar ți-am transmis. Ia uitați-vă, să agitați de primarul ăsta al vostru. Nu e agitat nimeni. Spuneți-i să-l calmeze. Cel mai agitat din păcate. De la Moldova, ce cauți aici? Tu ești cel mai agitat din păcate și nu înțeleg de ce. Repet, tu ai spus personal că locuiești cu om. Păi spuneți ce este. Om liber. Păi și de unde sunteți? De acasă. De acasă. Și ce are? Nu-i moldovenește, românește și... Vorbești moldovenește. Și românești servează limba română azi, că e 31 august. Aceeași limbă. Jumătate din bucureștini sunt născuți în afara Bucureștiului. Limba noastră e o moară în adâncuri infundate. Exact. Un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Corect, ai dreptate. Ce este limba română. Este ziua. Trebuie să punem mâna. Direcția Națională Anticorupție trebuie să punem mâna. Stau, dar văd că ăștia se țin de mine, mă trag într-o parte. Amin! Să facem mâna peste mine. L-a pus primar! Amin! Să le am brațe să se spele cu el pe cap. Să pleci! Să pleci! În ordine, nu lumea! Care e lumea? Eu n-am votat primar pe Dan. Eu n-am votat un Iohannis care nu și-a făcut treaba. De câte ori au... Păi n-ai votat, n-a votat, stați liniștiți! Nu. Iohannis n-a fost votat. A fost pus de afară. Deci vreau să vă asigur de un lucru. Apropo de aia care mârie pe aici, că e complice, că primăria sector 3. Vă asigur de un lucru. Bine, 200 de euro cum fac. Și știți bine că nu există ceva pe care la care m-am angajat și nu s-a întâmplat. Nu. Câtă vreme sunt eu aici? Aici nu se va construi nimic. Punct! Ca să ne mostrăm! Mai sunt și oameni serioși care îi dă foc și cheamă pompieri. Sunt pentru comunitate, nu pentru interese. Demagogule! Demagog și mincinos! Demagog și mincinos! Un primar impostor complice cu mafia! Un impostor mincinos. Demagogule. Nicușor Dan, arătătate omul. Demagog și mincinos. Demagogule. 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 Mincinosule. Demagogule. Mincinosule. Vă păcălește. Vă duce de nas. Ține minte, ce scrie acolo la tine este foarte bine, dar dacă tu spui că primarul sectorului 3 în care locuiești este... Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani! Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani aici! Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani! Cu primarul vostru minunat s-a distrus parcul cu complicitatea lui! În ultimii 3 ani... În ultimii 3 ani s-a distrus parcul ăsta cu complicitatea primarului vostru! Aici, și de ce nu se poliția locală aici? Păi ce întrebă rână cu alta, bă, unde ai născut? Păi uite că se arde parcul, se distruge parcul! Se distruge parcul! Se distruge parcul! Ce treabă ai cu București, cu că tu vorbești moldovenește, ce moldovenește, ce bară? Parcul se distruge cu primarul vostru! Primarul vostru! Tu ești singur și sunt aici o căruță de oameni care sunt pentru primar, nu sunt împotriva. Bine, 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 bravo, bine, 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 bravo, bravo! Bă, vine să faci din mincinos! Miroase alcool, miroase alcool, miroase alcool. Miroase alcool, miroase alcool. Te doare că miroase alcool, te vede de acord. Mai mai vorbești, dar nu mai vorbești. De ce nu mai vorbești? Foarte bine. De ce nu mai vorbești? Miroase alcool. Bine, bine. Bine că voi sunteți treci. V-a chemat la beție negoiță. Eu sunt născut pe sectorul 3. El poate avea venit. Păi miroase a băut ură, doamnă. Primarul vostru a distrus parcul. Ăsta, primarul pe care l-a aplaudat, a distrus parcul. Sectorul 3 aici, atenție, aici am copilărit. Domnul, am 57 de ani, nu stai aici, am fost aici,
ăsta, eu din Gimbal. Noi am copilărit aici, crescut în sectorul 3. Noi am copilărit aici. Primarul vostru distruge parcul. Primarul vostru distruge parcul. Da, cum să nu? Nu mă acceptați persoanele. Vă rog să-i liniștiți pe cei care țipă, nu pe cel care e agresat. Trebuie să-l liniștiți pe ăștia care atacă, nu pe cel agresat. Eu sunt unul, ei 10. Eu sunt unul, ei 10. Cine-ți dă cei bani? Pleacă de aici, băi, mizerabil. Vă rog să-i liniștiți pe ăștia agresiv, nu pe mine. Domnule polițist, domnule, se dispară figura asta de aici. Pleacă de aici, băi, parsibule. Vedeți că v-a distrus parcul, primarul vostru preferat. V-a distrus parcul. Pleacă de aici, bă, tu vorbești contra sectorului 3, bă. Stau de 50 ceva. Uite, v-a distrus parcul. L-ați ales de atâtea ori și v-a distrus parcul. V-a distrus parcul. Bravo, felicitări. Nu mă agitați. Ești o panoramă. Bine, bine. Haideți să nu mai agităm. Dar cine agită, doamnă? Vedeți cine se ridică cel mai tare. Vedeți, foarte clar cine e violent. Asta zice, nu agităm că zice. Bine, acum dacă tot pleacă negoiță cu presa. Nu pot să-mi spui că... Foarte interesant, foarte interesant. Dacă vrei acum să fie rău. Am înțeles exact cum stau lucrurile. Nu este născut crescut aici, nu am nicio problemă. Domnule, asta că veniți acum să-ți crește orice pățare în pace. Ăsta, degeam. Iertați. Poliția de sector să doar că scoate ce sunt violent, dar aici nu vedeți mai poate. Asta nu se poate. Dânsu agita, dânsu agita. Dânsu să nu mai agita. Dânsu nici până acum ne-am până aici, nu i-am urică oameni. Noi și până acum n-am venit la voi. Păi eu ca om, domnule, stați un pic, nu dăști. Eu am venit, practic, să vă ajut pe dumneavoastră. Stai să nu te fac omul ăsta, nu puteți să puneți cum vreți să vezi. Dacă nu interveneam eu aici, care credință? Cum mergem cu dumneavoastră acum 5 minute? Doamne, scopă, am vrut cu dumneavoastră. Ne jignește, doamna.